Pace tuturor, din Sfânta Evanghelie, ce anunțea de la Sfântul Apostol și Evanghelist, Matei citire. David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe toți frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe, Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe, Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, iar Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. De la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce Maria, mama sa, a fost logodită cu Iosif, înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are împântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoit să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată că Îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe, la tine pe Maria, femeia ta, că cel care este zămislit în trânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, care se va, el va mântui poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească cei ce se vestise pe Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va avea împântece și va naște un fiu. Și îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă: cu noi este Dumnezeu. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului. Și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său